Toate puterile cerești și toți ființii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuvinte cel fără de început pentru sfințitele rugăciuni ale heruvimilor, serafimilor, ale stăpâniilor, scaunilor, ale puterilor celor dumnezeiești, ale îngerilor, arhanghelilor, ale căpetenilor și domniilor, dăruiește-ne milele tale cele mari ca un iubitor de oameni. Toate puterile cerești și toți ființii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ajută-mă înainte mergătorile al Domnului, rugând pe Hristos, și voi, ceata prorocilor, adunarea apostolilor, mulțimea mucenicilor, rugați pe Stăpânul tuturor să mă mântuiască pe mine cel cuprins de multe păcate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumnezeieștilor femei care bine ați pătimit și ați postit soborul arhiereilor, cuvioșilor și drepților, cinstiților, sfinților mucenici, rugați-vă ca să dobândim bunătățile cele veșnice, cei ce cu credință vă fericim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mintea mea fiind robită de dezmerdările trupești, cu totul izbăvește, Stăpână, ceea ce ești una bună și credincios mai adevărat prin fapte bune mă arată Fiului Tău ca după datorie să te măresc. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rog-mă, serafim, stăpânii, heruvim, izbăviți-mă de smintele vrăjmașilor. Voi, domnii, căpetenii, scaune și arhanghel, împreună cu toți îngerii, rugați pe izbăvitorul pentru mine, păcătosul. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Înainte mergătorile, roagă pe Hristos să dobândesc viața cea virtuoasă pururea. Prorocilor și cetele mucenicilor, are sfinților apostoli, are arhiere și ale cuvioșilor și ale sfinților mucenici, care v-ați săvârșit prin sânge, rugați-vă pentru mine, păcătosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, femei care vitejește ați pătimit și luminat ați postit și pe vrăjmașul ați biruit, rugați-vă să fim și noi părtași acele desfătări și slave nesășite de care voi v-ați vrednicit. Și acum și pururea și vecii vecilor, amin, de Dumnezeu dăruită curată fecioară, roagă-te împreună cu cetele cele de sus, cu toți înțelepții apostoli, cu sfinții mucenici și cu prorocii, ca să luăm de săvârșit dezlegare de păcate. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Vezi, Hristoase, să nu mă treci cu vederea, rog-mă pe mine cel cuprins de toate păcatele, ci cu rugăciunile tuturor sfinților tăi îngeri, cu ale mucenicilor și cu ale apostolilor tăi, miluiește-mă și mă mântuiește și moștean împărăție tale mă arată ca un milostiv. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Propovăditorul al lui Hristos, înainte mergătorule, aprinde acum făclia inimii mele cea stinsă, ceea ce a fost lumină soarelui cel înțelegător, și te roagă împreună cu proroci și cu toți sfinții să trec în caldă pocăința această viață trecătoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, strălucește-mi lumina pocăinței iubitorului de oameni Iisuse și mă învrednicește să dobândesc mântuirea cu mijlocirile celor ce au slujit ție într-o credință, ale sfintelor femei, ale ierarhilor și ale mucenicilor tăi, ale propovăditorilor, ale apostolilor și ale sfinților mucenici. Și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Ceea ce singur ai născut pe Dumnezeu întrupat, ceea ce ești cu totul sfântă, pe acela roagă-l să ne mântuiască pe toți în ziua cea înfricoșătoare și să ne izbăvească de chinuri și să ne vrednicească de viața și de lumina cea veșnică împreună cu cei ce bine i-au slujit. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Puterile cele înțelegătoare te roagă acum, milostive Doamne, stăpâniile, scaunele, serafimii și domniile, îngeri împreună cu arhanghelii și cu căpetenile, fii milostiv poporului tău și îl mântuiește ca un îndurat. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fericit e înainte mergătorule cel ce cu viață străină singuratică, fă-mă străin de tot chinul, rugând pe Iisus iubitorul de oameni, împreună cu dumnezeiștii proroci, cu apostolii, cu ierarhii și cu sfintele oști ale mucenicilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce lumina pe ierarhii tăi și pe sfinții mucenici, Doamne, și ai prea slăvit dumnezeiască adunarea cinstitelor femei care vitejește au pătimit, pentru rugăciunile acestora miluiește-mă cel ce știi toate greșalele mele cele fără de număr. Și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Prea sfântă fecioară, care născut pe cuvântul cel cu totul sfânt, izgonește toată mâhnirea și întristarea sufletului meu și îndeamnă gândul meu să facă lucruri dumnezeiești ca să te măresc cu credință și cu dragoste. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca să mă izbăvească de chinul cel gătit acolo, heruvim, scaune, domnii, îngeri, arhanghelii, căpetenii și puteri, rugați pe Stăpânul la toată făptura. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu cetele apostolilor și cu oștile mucenicilor, înainte mergătorule, propovăduitorul al lui Hristos, roagă pe Iisus iubitorul de oameni Dumnezeu nostru ca să aflăm milă în ceasul judecății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfântă muceniță Tecla, ceea ce ești întâia dintre femeile care tare au pătimit, împreună cu acelea roagă pe milostivul Dumnezeu ca să ne izbăvim de întunericul patimilor și de ispitele cele de multe feluri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Stăpână, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită, te lăudăm credincioșii că ai născut cu trup pe Dumnezeu cel lăudat, pe care roagă-l, ceea ce ești neîntinată, să mântuiască țara
aceasta și poporul ei în pace. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind voi a doua lumină din lumina cea din tâi sfinților îngeri, cu împărtășirea ce ne turpească și prea bogată strălucit. Pentru aceasta strig, luminați mintea mea cea pururi întunecată cu patimile vieții. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ceata ce fericită apostolilor, a mucenicilor și a sfinților proroci, a ierarhilor și a cuvioșilor împreună cu fericitul înainte mergător, te roagă, iubitorule de oameni, să treci cu vedere greșalele noastre ale tuturor care strigăm ție, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, schimbă durerea sufletului meu Hristoase și mă miluiește pentru mijlocirile sfinților mucenici, ale ierarhilor și ale cuvioșilor tăi și să nu mă rușinesc când voi sta înaintea scaunului tău, că bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Ca un scaun în chip de foc porți pe împăratul făpturii, pe care roagă-l Fecioară împreună cu fericitele și sfintele femei să mă vrednicească de împărăția sa pe mine, cel ce cu credință măresc ajutorul tău. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. O heruvim ce în chipul focului, serafim ce cu multe aripi, scaune, stăpânii și căpetenii, îngeri și toți arhanghelii și sfințite domnii, rugați-vă împreună cu înainte mergătorul, cu prorocii, cu apostolii, cu ierarhii, cu cuvioșii și cu tot drepții ca să ne miluiască pe noi. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dați-ne ajutor sfinților apostoli Petre, Pavele, Iacove, Bartolomee, Toma, Filipe, Andrei, Marcu împreună cu Luca, Ioan, iubitul lui Hristos, Simone și Iuda, cel cu totul fericit și marele Matia, fiind noi biruiți de ispitele înșelătorului și rătăciți. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Ștefan, începătorul mucenicilor, cei ce fost mai luminat decât razele soarelui, roagă-te împreună cu aceștia să ne luminăm toți și să scăpăm de toată negura păcatului, noi cei ce strigăm stăpânului, preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Domnul în toți vecii. Și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Fă să urmezi ceea ce ești cu totul curată, celor ce cu cuvință au viețuit cu viață îmbunătățită, rănind pe vrăjmașii cei ce mă mângnesc fără de milă și mă supără neîncetat, trăgându-mă la patimile cele trupești, ca bucurându-mă să stric, popoare preanălțați pe Hristos în veci. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. O Dumnezeu, stăpânii, heruvim, serafim, domnii, îngeri, scaune, toate căpetenile și preaslăvite puteri și sfinților arhangheli, faceți rugăciune la Dumnezeu ca binevețuind să dobândim mântuire și să ne izbăvim de nevoie. Toate puterile cerești și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Înainte mergătorule, ca cel ce a fost proroc mai ales împreună cu toți prorocii, învrednicește-ne tuturor bunătăților și pe noi, cei îngreunați de patim și pururea cuprinși de ispitele cele viclean și de șelăciunile vieții, ca să vă cinstim cu credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Dumnezeu și cu totul slăviți cei 12 apostoli, împreună cu preoții și cu sfinții mucenici și fericiții și dumnezeiești proroci, cuvioase și drepte femei care tare spătimit, faceți rugăciuni pentru noi către iubitorul de oameni. Și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Fecioară, ceea ce ești iubitoare de bine, roagă pe Fiul tău cel bun și Domnul ca să tămăduiască și să mântuiască sufletul meu cel slab și necăji pururea de asuprerile balaului cel stricător de suflet și să-l fericească împreună cu toate înălțările cele purtătoare de lumină. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.